Pe o jumătate de stradă se lucrează la carosabil, iar din această săptămână pe cealaltă jumătate se lucrează la gaz. Vorbim despre calea Poplăcii. Ambele lucrări se vor executa sub trafic. După ce la începutul lunii calea Poplăcii a intrat în lucru pentru reparații la drum, începând cu finele acestei săptămâni și cei de la societatea de gaz se apucă de treabă. Astfel, aceștia intervin pe tronsonul dintre piața Sadu și sensul giratoriu de la strada Argeșului. Până acum, constructorul contractat de primărie a intervenit doar pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare pe tronsonul dintre Valea Aurie și piața Sadu. Societatea de gaz efectuează o serie de lucrări pe calea Poplăcii. Calea Poplăcii este deja în lucru pe tronsonul dintre piața Sadu și Valea Aurie. Acesta fiind contractul finanțat de municipalitate pentru reabilitarea rețelelor de apă și canalizare și carosabil, dar societatea de gaz va interveni pe celălalt tronson, cel de la piața Sadu până la intersecția cu strada Arceșului. Se va circula pe această stradă, dar o bandă va fi îngustată. Lucrările se vor efectua sub trafic, nefiind necesară închiderea străzii. Conductele vor fi introduse mai întâi pe partea stângă, în sensul piața Sadu, strada Argeșului, și abia mai apoi pe cealaltă parte a carosabilului. Se estimează că aceste lucrări se vor încheia la data de 30 septembrie. Alte lucrări la rețeaua de gaz vor începe în 3 septembrie. Acestea vor avea loc pe străzile Deva, Castorilor și Traian Demetrescu. Se estimează că acestea vor dura până la jumătatea lui octombrie.